Și de aici a pornit legenda cum că ar fi văzut pe cineva noaptea prin pădure, noaptea în mijlocul drumului. Nu mi-a venit, frate, să cred când am auzit. Legenda fantomei din pădurea Radovan din județul Dolj se răzbună pe cei vii după lăsarea întunericului. Localnicii din comuna doljeană Radovan își fac cruce în momentul în care sunt întrebați de fantoma din pădure. În urmă cu mai bine de 60 de ani, o tânără gonită din Moldova de sărăcie s-a spânzurat. De atunci, mireasa din pădurea Radovan, imediat după lăsarea întunericului, le apare oamenilor în față. Unii oameni se jură că fantoma le-a trecut prin fața ochilor. Mireasa le apare în fața șoferilor și îi terorizează pe cei care se plimbă prin pădure. Nu și-a găsit liniștea, s-a spânzurat aici în pădurea Radovan. Nu venim niciodată singuri aici, ne este frică. Mireasa a fost văzută de mai multe persoane. Mulți șoferi au făcut accidente imediat după ce au văzut fantoma. Eu nu am văzut-o niciodată, dar un vecin s-a întâlnit cu ea de câteva ori. Când a văzut-o, a luat-o imediat la fugă. De atunci nu a mai mers niciodată în zona respectivă. Spune Ion Tică. Acesta este un articol, fraților, pe care l-am găsit pe internet despre această legendă. Sunt două legende despre această mireasă. Prima legendă spune că la începutul anilor 40, mulți oameni din Moldova au venit în sudul Olteniei pentru a munci din cauza sărăciei. Această tânără, Ileana, a venit în comuna Radovan pentru a-și găsi de muncă aici. S-a înscris la universitate, unde și-a găsit un tânăr moldovean, coleg cu ea, foarte muncitor și el la rândul lui, de care s-a îndrăgostit. În această primă legendă se spune că erau fix în momentul în care vreau să-și facă nunta și băiatul n-a mai venit la ceremonia de cununie. În schimb, el a fost găsit la marginea satului cu gâtul tăiat, probabil de un alt bărbat care o iubea și el la rândul lui pe Ileana. Iar după ce bărbatul ar fi fost găsit la marginea satului, el s-ar fi dus în pădurea Radovan, unde s-ar fi aruncat într-o fântână de la marginea acestei păduri. A doua legendă spune că această fată foarte frumoasă a fost violată de către băiatul boierul la care se angajase această fată, unde muncea, în urma avansurilor pe care acesta i le făcuse Ilenei, ea refuzând cu demnitate acest băiat. El fiind foarte răsfățat, a ajuns să o violeze pe Ileana, lăsând-o gravidă. Iar aceasta, din cauza că nu putea accepta acest lucru, nu putea accepta acest copil, s-a dus și a spânzurat în pădurea Radovan de o creangă a unui copac. Bun, și acum să vă spun adevărul, frate. Din câte am constatat eu, am analizat din mai multe perspective această legendă. Am fost odată în această pădure. O să aveți link-ul în descriere de la cele 2-3 videoclipuri pe care le-am făcut acolo, de la cele 2-3 părți, dacă vreți să le vedeți. Dar ce am aflat între timp este foarte interesant și foarte șocant, pot să zic eu. Eram la mormântare acum câteva zile, la o mătușă de-a mamei mele, și acolo s-a adus vorba de această mireasă, știind că eu fac videoclipuri din astea și că am fost la Radovan. A auzit o fată din familia răposatei, decedatei, și a zis așa: știu că ai fost în pădurea aia Radovan, hai să-ți spun un mic secret despre ce se întâmplă acolo. La mormântare, nu știu dacă a fost așa atent mai devreme, a fost o femeie care era rudă cu Ileana, chiar cu fata care se spânzurase în pădurea Radovan. Legenda e adevărată, că s-ar fi spânzurat în acea pădure sau s-ar fi aruncat acolo, dar eu am o alternativă pentru tine. Vorbind cu femeia care a fost mai devreme aici și era rudă cu Ileana, i-ar fi fost acum strănepoate Ileanei, i-a povestit despre o rudă de-a ei care era un pic tărită de pe fix și care în momentele ei de nebunie se îmbrăca într-o roche de mireasă, ea locuind în comuna Radovan, se ducea noaptea în jur de ora 12 în pădure și le ieșea în drum șoferilor. Și de aici poți să-ți dai seama care este legenda din pădurea Radovan și care este adevărul despre acest loc. Deci, fraților, mie nu mi-a venit să cred când am auzit asta, adică o rudă de-a lui Ileana se îmbrăca în roche de mireasă, cred că pe baza legendei, adică știind că ruda ei, fata Ileana care s-a spânzurat în acea pădure, ar fi bântuit locul. Și ea s-a dus îmbrăcată în roche de mireasă și le ieșea șoferilor în față și ăștia când o vedeau, o evitau și intrau ba în șanț, ba mirate-i pe unde. Și de aici a pornit legenda cum că ar fi văzut pe cineva noaptea prin pădure, noaptea în mijlocul drumului. Nu mi-a venit, frate, să cred când am auzit că o rudă de ei ieșea îmbrăcată în roche de mireasă în fața șoferilor și îi speria, frate, de moarte. Îți dai seama cum e să-ți iasă în față o mireasă, mai ales știind că acolo s-ar fi întâmplat ceva nebunesc, dar aș fi vrut să aflu și care ar fi una dintre cele două legende. O legendă sigură, adică ori s-a aruncat în fântână, ori s-a spânzurat de o creangă din copac, ori ar fi împins-o cineva în acea fântână, nu știu, nu se știe, nu a știut nici acea femeie să spună. Cam asta ar fi legenda miresei, să zicem așa între ghilimele, mireasa fake. Cam atât cu acest episod, eu am fost Rusty și sper că v-am lămurit cu această legendă.
Și dacă înainte când o să mai mergem în locuri din astea bântuite, vreau să deconspir, frate, acele legende, vreau să le deconspir. Niciodată în toate aventurile mele din astea horror nu mi-a fost frică. Poate ai avut un pic de adrenalină, dar mi-a trecut între timp, în timp ce stăteam și vizitam acele locuri. O să mă gândesc și o să văd unde o să mai mergem în următoarea noastră aventură horror. Sper că vă plac aceste episoade, deci dacă vă plac, nu uitați să rupeți butonul ăla de like la acest videoclip, să dați un share, să ne vadă cât mai multă lume nouă. Nu uitați să dați un subscribe și clopoțel cei care sunteți noi, și fiindcă YouTube acolo mi-arată statisticile și vă văd că nu sunteți abonați. Foarte multă lume neabonată se uită la aceste videoclipuri. Eu am fost Rusty și ne revedem data viitoare. Pa, pa!